O locomotivă aparținând unui operator privat a deraiat ieri după masă între Bănița și Merișor. Locomotiva mergea spre Crivadia, iar mecanicul a anunțat că nu poate opri în stația Merișor. Acesta a intrat pe o linie secundară, iar locomotiva a deraiat. La fața locului au intervenit pompierii hunedoreni care au evacuat mecanicul rănit și au luat măsurile necesare pentru evitarea izbucnirii unui incendiu sau chiar a unei explozii. Printr-un apel, la numărul unic de urgență 112 a fost semnalat faptul că o locomotivă a deraiat între localitățile Bănița și Merișor. La locul evenimentului s-au mobilizat pompierii militari ai gărzii de intervenție Baru cu o auto specială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD, în sprijin fiind alocată și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean. Întrucât în urma incidentului, mecanicul locomotivei a suferit mai multe traumatisme, acesta a fost transportat de către echipajul SAJ la Spitalul de Urgență Petroșani. Traficul feroviar a fost blocat mai multe ore, iar pasagerii care urmau să tranziteze zona au fost transportați cu microbuze ale ISU Hunedoara spre gara Baru, de unde și-au continuat călătoria în siguranță. Aseară, traficul feroviar a fost redeschis pe un singur fir. Traficul feroviar a rămas blocat pe secția de circulație Petroșani-Simeria pe ambele linii. Preț de câteva ore, trenurile marfare au fost oprite în gări, iar un tren personal a fost garat în stația Pui. Urmare a accidentului feroviar petrecut, salvatorii hunedoreni au venit în sprijinul călătorilor din trenul oprit în gara CFR Petroșani, precum și a celor care urmau să călătorească din gara CFR Bănița. Astfel, 9 persoane din Petroșani și alte 2 din Bănița au fost preluate și transportate cu microbuzele pompierilor militari către stația Baru. Începând cu orele 20:15, s-a reluat circulația feroviară pe o linie și anume pe sectorul Baru Mare Petroșani cu o locomotivă diesel. Cauzele producerii incidentului sunt în cercetare, în acea zonă petrecându-se în ultimii ani accidente feroviare cu urmări mult mai grave. Astfel, la sfârșitul anului 2018, ultimele 2 vagoane ale unei garnituri de călători au sărit de pe șine, dar din fericire nu au fost victime. În schimb, însă, în primăvara anului 2017, tot între Bănița și Merișor, a deraiat o garnitură de marfă unui operator privat, iar mecanicul de locomotivă și ajutorul acestuia și-au pierdut viața în accident.